După cum ți-ai descris familia, pare ciudat că ar da bani pentru a ajuta arta. Da, mama a presupus că să ajuți arta înseamnă să ajuți persoane numite așa, arta. Chiar crede că au o viață grea, nu se știe de ce. Genială folosirea culorii verde. Oh. Interesant. Nu pricep nimic. Nici eu, dar așa știi că e artă. Serios, singurul mod în care aceste picturi ar putea fi mai evidente și clare ar fi dacă ar avea un indicator pe care să scrie: aceste picturi mă reprezintă pe mine singură. Aceste picturi mă reprezintă pe mine singură. Velma? Ea e Violet Oberon, artista din Littlefield. Astea sunt toate lucrările ei. Ce a vrut Velma să spună este că... Velma? Presupun că aș fi putut folosi termenul rudimentar în loc de evident. Nu, evident e corect. Și cum ar fi? Ce crezi despre asta? Capricios, dar ușor derivativ. Această patiserie e un studiu de echilibru. Ciudată, dar delicată. Umplutura e dulce, dar fără acopleșii întregul. Păi, cred că unii oameni nu înțeleg de fapt opera mea, dar acesta este prețul pe care îl plătesc, pentru că sunt singura artistă din Littlefield. De ce ești singura artistă? Primarul Petnam și lacheul său, domnul Hiton, s-au împotrivit mereu finanțării proiectelor de artă și muzică. Dar aici este omul care va schimba toate astea, Joe McGrath. Ce e pe agenda de campanie în seara asta? Eu mă retrag din alegeri. Dar de ce? Toți cei implicați în artă, adică eu, am nevoie de sprijinul tău. Candidații sunt atacați de fantoma fondatorului orașului. Dacă nu mai sunt candidat, fantoma nu mă va ataca. Toată lumea câștigă. O fantomă? O fantomă care sabotează procesul electoral nu e un impediment pentru ideologia politică a cuiva. Oh, aș vrea să fi spus eu asta. Dar dacă tu crezi în asta cu tărie, ar trebui să candidezi. Cineva trebuie să-l învingă pe Patna. Asta e. Dacă fantoma urmărește candidații, putem să o atragem cu propriul nostru candidat. Ha, păi sigur o să încerc. Wow. Nu e Velma puțin cam fără tact? Asta e cam nepotrivit. Dezagreabilă. Și ăsta e un cuvânt nepotrivit. Nu-și dă seama că va apărea ca o domnișoară arogantă care va pune pe fugă toți alegătorii. Bine, multe cuvinte greșite. Velmoasă! Asta e! E velmoasă! Nu contează. De fapt, nu candidează pentru funcția de primar. Doar momește fantoma! Hei, stai așa. Velma, asta va funcționa doar dacă voi fi directorul tău de campanie. S-a făcut. Oh... Puteți folosi sediul meu de campanie. Mulțumesc, domnule McGrath. Ce se întâmplă? Velma candidează la funcția de primar. Puteți face niște afișe și bannere de campanie profesioniste? Oh, greu de crezut, dar vom mima bine. Nu am degete opozabile. Acum e timpul pentru o transformare totală a candidatei. Votați Velma. Ce ziceți de asta? Votați Velma, pentru că altfel cineva mai rămâne. Captivant! Ce zici de asta? Votați Velma, nu o fantomă? Sincer și la obiect. Sănătate. Hei, Scob, ai văzut foarfeca pe undeva? Oh, stai, am găsit-o. Mulțumesc. Are nevoie de sclipici. Oamenii votează mereu cel mai sclipitor candidat. Politica e ușoară. Uite așa, oarecum acceptabil. Așa cum am promis. A fost! Ăsta a fost imnul oficial al orașului. Oh, Littlefield, te iubim și sperăm că fondatorul nostru nu se va întoarce din mormânt. Interpretat de către laureata tubei din Littlefield și singura noastră muzicantă, Violet Oberon. Mulțumesc! Domnule, de ce ați organizat conferința de presă? Anunțați că vă retrageți candidatura la primărie? O să răspund eu, Joe. Dacă Joe McGrath ar fi fost lăsat să răspundă la întrebare, ar fi spus că promovează un nou candidat. Un candidat care dorește să-l înfrunte pe primarul Putnam. Un candidat care nu va fi intimidat de amenințările supranaturale. Doamnelor și domnilor, viitorul nostru primar, curajoasa și invincibila Velma Dinkley. Hârtia iurită.